Beneficiile rădăcinii de popădie pentru cancer, colesterol și ficat, bozare și preparare plus efecte secundare. Știați că rădăcina de popădie este încărcată cu substanțe nutritive și se mândrește cu o varietate de beneficii pentru sănătate? La fel ca și frunzele sale, popădia are un conținut scăzut de calorii, este bogată în fibre, precum și în vitamine: vitamina K, vitamina A și vitamina C. De asemenea, s-a demonstrat că rădăcina are unele beneficii destul de impresionante pentru sănătate și poate chiar ajuta la reducerea dezvoltării cancerului, la scăderea nivelului de colesterol și la susținerea funcției hepatice. Pe lângă faptul că este bogată în multe vitamine și minerale, păpădia este foarte răspândită, ușor de adăugat la dieta ta și plină de aromă. Deci păpădia este adesea trecută vederea, ca doar o buriană, ea poate fi de fapt un plus util atât pentru bucătăria dumneavoastră, cât și pentru dulapul cu medicamente. Atât rădăcina, cât și frunzele sunt au proprietăți care promovează sănătatea. La fel ca și alte rădăcini, precum cea de brusture și gandha, rădăcina de păpădie are, de asemenea, o istorie bogată în utilizarea sa în medicina tradițională. De fapt, originile păpădiei care mediu natural pot fi urmărite până în 659 a.C. în China Antică. A fost folosită și în medicina arabă, galeză și europeană și a fost consumată crudă sau preparată într-un suc sau tonic. Utilizările tradiționale ale păpădiei au variat de la promovarea unei digestii mai bune până la vindecarea ficatului. Unele triburi native americane au mestecat rădăcina de popădie pentru a ameliora durerea, în timp ce altele au aburit frunzele și au aplicat local pentru a ușura durerile de gât. Cu toate acestea, beneficiile păpădiei se extind mult dincolo de rădăcină. De fapt, frunzele de popădie, semințele și florile pot fi utilizate într-o varietate de rețete și fiecare se mândrește cu un set unic de nutrienți și proprietăți care promovează sănătatea. Beneficii poate ucide celulele canceroase Interesant este faptul că mai multe studii arată cum rădăcina de popădie poate fi utilă în prevenirea și tratamentul cancerului. De exemplu, un studiu realizat la Universitatea din Windsor din Canada a tratat celulele canceroase ale pielii cu extract de popădie și a constatat că a început să distrugă celulele canceroase în doar 48 de ore de la tratament. Un alt studiu realizat în Oncotarget a arătat că extractul de rădăcină de popădie a reușit să distrugă 95% din celulele canceroase ale colonului în decurs de două zile. Alte cercetări au arătat că rădăcina de popădie poate ajuta la tratamentul leucemiei, cancerului pancreatic, cancerului de sân și de prostată. Reduce colesterolul Colesterolul ridicat este unul dintre principalii factori care contribuie la bolile coronarigiene. Colesterolul se poate acumula în vasele de sânge, provocând întărirea și îngustarea arterelor și îngreunarea circulației sângelui. Schimbarea dietei este una dintre cele mai simple modalități de prevenire a colesterolului ridicat. Împreună cu limitarea consumului de alimente procesate, inclusiv mai multe alimente naturale, cum ar fi fructele și legumele, pot ajuta la scăderea colesterolului. S-a demonstrat că rădăcina de popădie reduce nivelul colesterolului. Bogat în antioxidanții radicali liberi, sunt compuși care se formează în corpul dumneavoastră ca urmare a unor lucruri precum stresul, poluarea și o dietă slabă. În timp, acumularea de radicali liberi poate duce la deteriorarea celulelor și la boli cronice. Antioxidanții pot ajuta la neutralizarea acestor compuși nocivi și s-a demonstrat că reduc riscul unor afecțiuni precum bolile de inimă și cancerul. Studiile arată că rădăcina de popădie este deosebit de bogată în antioxidanți, ceea ce poate explica numeroasele sale beneficii puternice pentru sănătate. Sprijină sănătatea ficatului de la filtrarea toxinelor la metabolizarea medicamentelor. Ficatul este esențial pentru multe aspecte ale sănătății. Rădăcina de popădie îți avantajează ficatul, protejându-l și menținându-i funcționalitatea un studiu realizat de Departamentul pentru Alimentație și Nutriție de la Universitatea Națională, Conam din Republica Corea, a arătat că extractul de taraxacum oficinale a prevenit deteriorarea ficatului cauzată de toxicitate alcoolică în celulele hepatice. Aceste efecte protectoare se datorează cantității mari de antioxidanți găsiți în rădăcina de popădie, precum și capacității sale de a preveni deteriorarea celulelor combate bacteriile în plus față de numeroasele sale beneficii pentru sănătate, rădăcina de popădie de de asemenea, proprietăți antimicrobiene care pot ajuta la oprirea dezvoltării bacteriilor cauzatoare de boli. Un studiu din Irlanda publicat în Phytotherapy Research a arătat că rădăcina de popădie a fost deosebit de eficientă împotriva anumitor tulpini de bacterii care sunt responsabile de infecțiile cu stafilococ și de boli de origine alimentară. Deși sunt necesare mai multe cercetări, rădăcina de popădie poate fi o metodă naturală utilă pentru combaterea infecțiilor bacteriene. Întărește oasele păpădia, paraxacum officinale, este o sursă excelentă de vitamina K, un nutrient important care joacă un rol cheie în sănătatea oaselor. Această vitamină esențială crește nivelurile unei proteine specifice necesare pentru a ajuta la construirea oaselor puternice, tocmai de aceea aportul mai mic de vitamina K a fost legat de un risc crescut de fracturi și de densitatea osoasă redusă. Păpădia conține, de asemenea, calciu, care formează structura oaselor și a dinților pentru a le menține puternice. Potrivit unei lucrări publicate în The Proceedings of the Nutrition Society, aproximativ 99% din calciu din organism se găsește direct în oase. Promovează sănătatea pielii fiecare porție de popădie, furnizează o doză consistentă de antioxidanți care protejează celulele pielii împotriva deteriorării semnelor lente de îmbătrânire și vă pot face să vă simțiți mai bine. Unele cercetări arată, de asemenea, că păpădia ar putea avea proprietăți antimicrobiene puternice, care pot ajuta la blocarea creșterii bacteriilor pentru a preveni infecțiile pielii. Bogate în fibre, rădăcinile de păpădie sunt o sursă excelentă de fibre și sunt bogate în special într-un tip de fibre solubile cunoscute sub numele de inulină. Fibrele au fost asociate cu mai multe beneficii pentru sănătate, mai ales atunci când vine vorba de regularea nivelului de zahăr din sânge deoarece fibrele se mișcă prin corp nedigerate, ajută la încetinirea absorpției zahărului în sânge. În plus față de menținerea nivelului constant de zahăr din sânge, fibrele pot proteja, de asemenea, împotriva unei multitudini de probleme digestive, inclusiv constipație, hemoroizi, boala de reflux gastroesofagian și ulcerele de stomac. Bozarea și prepararea păpătia este abundentă în curți și în magazinele alimentare. Deși este sigur să alegeți păpădia din propria curte și să le utilizați, trebuie să fiți sigur că evitați zonele în care au fost pulverizate pesticide și nu uitați să le spălați bine. Asigurați-vă că folosiți rădăcinile, săpând puțin mai adânc și scoțând toate tulpinile de care ar putea fi atașate. Spălați bine rădăcinile pentru a vă asigura că murdăria este îndepărtată înainte de utilizare. Florile plantei pot fi folosite pentru a face vin de popădie sau jeleu de popădie, iar frunzele pot fi adăugate la supe, salate și feluri de mâncare cu paste. Rădăcinile plantei pot fi folosite și într-o gamă largă de rețete de popădie, dar mulți aleg să prepare rădăcina de popădie într-un ceai gustos sau un locuitor de cafea liniștitor. Există multe metode diferite pentru a prepara ceaiul din rădăcină de popădie, dar implică în general turnarea de apă fierbinte peste rădăcină și lăsarea acestuia să se infuzeze timp de 5-10 minute înainte de strecurare. Pentru a face cafea de popădie, pur și simplu coaceți rădăcina timp de aproximativ 10-15 minute la 180 de grade. Ceaiul și cafeaua din rădăcină de popădie sunt ambele băuturi naturale, fără cofeină, care vă pot ajuta să vă începeți ziua cu piciorul drept. Pastilele din rădăcină de popădie și extractul lichid sunt, de asemenea, disponibile în multe farmacii și magazine de sănătate. Deși nu există o doză oficială recomandată pentru capsulele de rădăcină de popădie, majoritatea suplimentelor conțin între 500 și 1500 de mg de extract de rădăcină de popădie pe porție. Pentru cele mai bune rezultate, începeți cu o doză mai mică pentru a evalua toleranța și a preveni eventualele efecte secundare. Efecte secundare și interacțiuni medicamentoase pentru majoritatea adulților sănătoși, adăugarea acestei plante puternice în dieta de EVS. Poate fi o modalitate sigură și sănătoasă de a profita de numeroasele beneficii potențiale ale ei. Cu toate acestea, există mai multe efecte secundare care trebuie luate în considerare. Pentru început, păpădia poate provoca reacții alergice la unele persoane atunci când este consumată sau aplicată pe piele. Dacă aveți o sensibilitate la alte plante din aceeași familie de plante, cum ar fi ambrozie, margaretă sau ciulin, este posibil să aveți și o sensibilitate la păpădie. Dacă aveți simptome precum umflarea, mâncărime sau roșiața, trebuie să întrerupeți imediat utilizarea și să discutați cu medicul. Păpădie are un conținut ridicat de vitamina K, care poate afecta coagularea sângelui. Dacă luați farfarina sau un alt diluant de sânge, trebuie să fiți precaut pentru a preveni interferența cu medicamentul. Dacă aveți afecțiuni de sănătate, precum afecțiuni hepatice, diabet sau probleme cu rinichii, cel mai bine este să discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a începe suplimentarea sau de a face modificări majore în dieta dumneavoastră. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați conținutul canalului și distribuiți cu prietenii voștri.